Iubiți frați, subiectul pe care mi l-am propus să-l prezint, bazat pe literatura societății și pe Biblie, este închinare în spirit și adevăr, nu religie. Vorbind unei femei samaritence, Iisus zicea, citesc Ioan 4, 23 și 24, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în spirit și adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este spirit și cine se închină, lui trebuie să se închine în spirit și în adevăr. Jehova Dumnezeu este creatorul nostru și prin urmare îi se cuvine pe drept ascultare, serviciu și închinare din partea omului. Hristos Iisus a zis, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Am citat din Matei 4:10. Perechea umană creată de Dumnezeu se bucura de acest privilegiu și cum putea să-l exercite ne este dezvăluit în cartea Adevărul vă va face liber la pagina 68, de unde voi citi. Adam și Eva trăiau pe pământ într-o lume liberă, deoarece nu exista niciun păcat sau nedreptate în ea. Ei aveau adevărul care face liber pe cel ce-l păzește. Ei se închinau lui Dumnezeu în spirit și în adevăr, în mijlocul paradisului deschis al Edenului. Ei nu aveau niciun fel de teamă chinuitoare, ci numai teama divină care caută să evite displăcerea lui Dumnezeu. Lor nu li s-a dat nici o lege a celor 10 porunci. Ei erau perfecți, deoarece 1 Timotei 1, 9 și 10 declară că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși. După căderea omului în păcat, Satan, diavolul, a ridicat chestiunea de discuție cu privire la suveranitatea universală. Această controversă este strâns legată de aceea a închinării, deoarece a dat nașterii întrebării. Cui vei servi tu sau cui te vei închina? În paragraful 3 al turnului de veghere, neclintit pentru adevărata închinare, se poate citi. Chestiunea adevăratei închinări a fost totdeauna o chestiune de controversă, din ziua când bărbatul și femeia au fost scoși afară din grădina Eden. Această creațiune, pământul, este tocmai locul pentru creaturile umane ca să se închine Creatorului. Cel mai mare exemplu pentru noi de susținere neabătută a închinării în spirit și adevăr îl avem în Hristos Iisus, Domnul nostru. Câteva rânduri din paragraful 4 al aceleași reviste confirmă acest lucru. Citesc. Cel mai mare exemplu al tuturor timpurilor de neclintit închinarea curată a lui Jehova a fost acela al omului Hristos Iisus, Fiul lui Jehova Dumnezeu. El a lăsat acest exemplu urmașilor săi, deoarece ei sunt datori să sufere în tocmai cum a suferit el pe acest pământ.
Care este astăzi poziția creștinilor credincioși a martorilor lui Iehova în ce privește practicarea închinării aprobată de Dumnezeu? Repere, observații sau cerințe pentru exercitarea unei închinări aprobate de Dumnezeu ne sunt furnizate de ucenicul Iacob prin inspirație divină. Citesc Iacob 1 cu 26 și 27. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim nepătați de lume. Folosirea aici a termenilor religie și religios nu este justificată, pentru că cuvântul grecesc întrebuințat de Iacob are înțelesul a căuta pe Dumnezeu sau a servi pe Dumnezeu sau a i se închina. În pagina 76 a cărții Adevărul vă va face liberi, sunt dezbătute aceste versete din Iacob și voi citi următoarele la pagina 76. Examinarea acestor texte descopere că cuvântul grecesc religie este cuvântul trescheia și religios este trescos. Aceste două cuvinte, cu toate acestea, nu au nicio legătură cu tracii din vechea Grecie, care erau religioniști foarte superstițioși și închinători la diavolul și, prin urmare, inventatori ai misterelor religioase. În schimb, trescheia se trage din cuvântul ebraic daraș, care înseamnă a căuta, adică a căuta pe Dumnezeu, ca în 1 Cronici 28, 2 Cronici 15, Psalmul 9 cu 10. De aceea, versiunea siriană, care este o traducere în limba vorbită de Iisus Hristos, redă trescos și trescheia în mod corespunzător. Și traducerea engleză a lui Murdoch a versiunii siriene redă Iacob 1 cu 26 și 27 după cum urmează. Și dacă oare cineva cugetă că se închină lui Dumnezeu și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, închinarea sa este zadarnică. Pentru că închinarea care este curată și sfântă înaintea lui Dumnezeu Tatăl este aceasta. A vizita pe orfan și pe văduve necazurile lor și a se păstra nepătat de lume. Prin urmare, închinarea la Iehova Dumnezeu nu este religie și practicarea religiei nu este închinare în spirit și adevăr. Citesc câteva rânduri din turnul de veghere, închinare curată și nepătată, și anume din paragraful 6. Dacă un om sincer caută să se țină nepătat de lumea aceasta, calea apucată de religia organizată a creștinătății nu oferă îndrumare și nici exemplu. Religia este pe calea fățărniciei și a gestului evlavios. Din cauza aceasta ia defaimă pe Dumnezeu și pe Hristos și aceasta duce la condamnare și la nimicire din partea lui Dumnezeu. C.
Ce ne spune dar Iacob în versetele anterior citate? Să ne înfrânăm limba. Cum putem să facem noi acest lucru? Paragraful 8 din turnul de veghere închinare curată și nepătată ne răspunde. Voi citi. Pentru a face aceasta cu folos, deci, înfrânarea limbii trebuie început cu inima sau mintea, care se exprimă prin gură. Inima sau mintea trebuie umplută cu adevărul din cuvântul lui Dumnezeu până dă peste ea. Și atunci gura va curge din abundența inimii și buzele nu vor exprima înșelăciunea și fățărnicia religiei care aparține la lumea aceasta. O astfel de gură, o astfel de limbă vor vesti Evanghelia lui Dumnezeu și prin aceasta vor pune binele în locul vorbelor deșarte. Mai mult, dacă mintea noastră este umplută cu adevăr din cuvântul lui Dumnezeu, aceasta ne va ajuta să ne abținem de la o întrebuințare rea a buzelor noastre prin bârfeli, vorbiri de rău a fraților, care duc la neînțelegeri sau chiar dezbinări. Să ne amintim că unul din lucrurile pe care Dumnezeu le urăște este cel ce stârnește certuri între frați. Serviciul sau închinarea unuia ca acesta este zadarnică. Cercetați pe văduve și pe orfani, ni se spune pe mai departe. Găsim multe texte scripturare care încurajează aceasta, dar vreau să mă opresc asupra unui singur aspect și voi citi parțial paragrafele din paragrafele 16 și 17. Ca orfani sau cei fără tată, nu sunt arătați neapărat numai copiii mici sau minori. Această expresie este aplicată și la cei mari, care și-au pierdut un prieten scump, un ocrotitor sau îngrijitor. Înainte de toate, religia creștinătății a lăsat pe oameni orfani și cel mai bun lucru îl facem dacă îi vizităm cu vestea mângâietoare despre împărăția lui Dumnezeu. Tot într-o stare de părăsiți s-ar putea simți și unii dintre frații noștri care din cauza distanței sau altor împrejurări nu se pot bucura de comuniune cu noi. Vizitarea lor sau dacă acest lucru nu este posibil, chiar și conversații cu ei prin mijloacele de care azi dispunem, pot fi o înviorare și o încurajare pentru ei. A treia cerință consemnată de Iacob este a te păzi nepătat de lume. Apostolul Pavel scria fraților săi și nouă totodată la Romani 12:2 după cum urmează. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Noi nu putem să mergem alături de această lume plină de religie, de sfrâu și nelegiuire, care stă sub stăpânirea lui Satan, dacă vrem să fim credincioși, servi și închinători adevărați a lui Dumnezeu.
În acest sens, citesc în paragraful 29 din Serviciul vostru înțelept. A fi potrivit acestei lumi înseamnă a servi-o și a urma căile ei, lăutăroșenia și dreptatea de sine a ei, comoditatea ei sau urmărirea ascultării și plăcerii ei și religia ei. În încheiere sau spre încheierea acestei scurte vorbiri, voi citi câteva fraze din Informatorul din ianuarie 1937 cu titlul Dreptul de închinare lui Dumnezeu. După cum știm că consacrare înseamnă serviciu, tot așa, închinare curată în spirit și adevăr, adusă lui Dumnezeu, înseamnă serviciu activ de mărturie pentru martorii lui Iehova. În acest informator pe care l-am amintit, după ce este citat Matei 4:10, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești, ni se spun următoarele. Aceasta este o poruncă de la Dumnezeul cel atotputernic, care este pentru toți aceia care sunt în legământ cu El. Aceasta este o poruncă la care trebuie să te supui. Despre aceasta nu poate exista nicio îndoială. Este spus că acela care este loial trebuie să se închine lui Dumnezeu în spirit și în adevăr. Poporul său îi se va închina, deoarece e loial și credincios față de el. Închinarea și serviciul sunt rudele a ne închina lui Iehova Dumnezeu înseamnă a servi pe el supus și dezinteresat. Voi mai citi câteva versete biblice pentru încurajarea noastră a tuturor și pe care să le avem în vedere și în viitor. Proverbe 4:23-27. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care merg să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Mulțumesc lui Jehova care m-a întărit să prezint acest subiect și vouă pentru atenție. Amin. Amin. Bun. În continuare, familia Pujure Alexandra cântăm împreună cântarea 194. 194, da. Mie credința mea tare și ceva de vrăjmaș, nu tremur eu în pericol și nici în drum.
Spirit.